God the talent. Isus a luat talentul, darul, and gave it to the one who had five. Și a dat darul celui care avea cinci talenți. Some of you are sitting there tonight, you're looking at this person, you're looking at that person. Why are they growing? Why are they prospering? Why is everything going good for them? Și unii dintre voi poate că vă uitați la câteva persoane și spuneți, de ce prosperă? De ce toate lucrurile merge bine? De ce? De ce? It seems like they always get more and more and more blessed. Se pare că ei întotdeauna primesc mai mult. De ce? It's simple. Este simplu. They're faithful. Sunt credincioși. They're faithful. Sunt credincioși. They're faithful. Sunt credincioși. They're faithful. Sunt credincioși. They'll do the small things. Vor face lucrurile mici. They are not too big to do the small things. Ei nu sunt atât de mari ca să nu facă lucrurile mici. So when the big thing comes, și atunci când vor veni lucrurile mari, they're ready. Ei sunt pregătiți. Amen. Amen. I'm going to close. Și vreau să închei. Point number one is we all have gifts. În primul rând am spus că și cu toții avem daruri. Point number two. Al doilea lucru. We can all be faithful. Cu toții putem fi credincioși. Point number three. Și al treilea lucru. Unfaithfulness is evil. Necredincioșia este de la cel rău. God is giving you another opportunity tonight. După multă vreme, Dumnezeu îți dă o altă oportunitate în această seară. To be faithful. Ca să fii credincios. With what He has put into your hand. Cu ceea ce ți-a pus în mâinile tale. What will you do? Ce vei face? I'm not talking to your neighbor. Nu vorbesc de cine de lângă tine. I'm not talking to the person behind you. Nu vorbesc persoanei. I'm not talking to the person beside you. Nu vorbesc persoanei de lângă tine, din spatele tău. Talking to you. Și vorbesc. And you. Ție. Talking to you. Ție. The Holy Spirit is speaking to you. Duhul Sfânt îți vorbește. Will you be faithful? Vei fi credincios? Faithfulness produces increase. Credincioșia provoacă creștere. I want to tell you a final story. Vreau să vă spun o poveste finală. I came to Romania specifically to Tofia for a reason. Am venit în România și am venit special în Tofia pentru un motiv. Last time I was here, I made a promise to this man. Ultima dată când am venit în Tofia, am făcut o promisiune pastorului Vasile. In a private time, I think. Într-o discuție privată. We might have talked about it publicly, I'm not sure. Poate că am vorbit într-un mod public despre aceasta, nu mai știu sigur. But I promised to bring 5,000 American dollars. Și, dar știu că i-am promis că, când voi veni din nou, voi aduce 5,000 de dolari americani. To help put the roof on your new building. Ca să ajutăm cu acoperișul pentru noua construcție. I went up there this afternoon. Și am fost acolo înainte să vin la biserică. And I noticed that it's about ready for the roof. Și am observat că clădirea este pregătită pentru acoperiș. But I have to tell you what happened. Dar vreau să spun ce s-a întâmplat. I left here last year. Când am plecat de aici anul trecut, I'm wondering how am I going to get $5,000 to bring back to Romania. Mă întrebam oare cum pot să fac eu rost de 5,000 de dolari ca să duc în România. I had a thought. Am avut un gând. I believed it was a God thought. Și cred că a fost un gând de la Dumnezeu. The school that I went to when I went to Bible school. Școala la care am fost când am învățat, școala teologică. Christ for the Nations Institute. Institutul Hristos pentru Națiuni. In Dallas, Texas. În Texas, Dallas. They have a program where they put roofs on churches. Ei au un program care este făcut special pentru a pune acoperișuri pe biserici. I made a special trip from where I live to Dallas. Și de unde stau eu am făcut o călătorie specială la Dallas. For the person in charge of what they call the Native Church Program. Și m-am întâlnit cu acea persoană care este în acel program. They not only put roofs on churches about the size as this platform. From where the bars are to each wall, they normally put roofs on that are only that size. Oamenii aceia pun acoperișuri la biserici care sunt foarte mici, cam cât este scena aceasta. Your building is 10 times that big. Și biserica voastră este de 10 ori, poate de mai multe ori mai mare. It's your dream that is so big that it's beyond your capacity to do it. Este visul vostru de la Dumnezeu care întrece capacitatea voastră de a-l împlini.
They said they would take it to the board and see if they would help me. Și ei au spus că vor lua cererea mea și vor duce la conducere să vadă dacă mă pot ajuta. About 4 months ago, I got an email. În urmă cu 5 luni am primit un email. I'll make it short and sweet. Și o să vă spun pe scurt. They said no. Ei au zis nu. We are not going to help. Nu vom ajuta. I began to pray. Și am început să mă rog. I began to ask God. I made a promise, God. Și am început să zic lui Dumnezeu, Doamne, eu am făcut promisiune. Ajută-mă să împlinesc promisiunea. About a week later, I get an email. Și o săptămână de zile, through George. Am primit un email de la Pastor Vasile prin George. It has pictures in the email of the beams on the trucks that are pulled into the middle of the church. Și în aceste poze, în acest email apar poze în care sunt dăduse cărămidele, materialul de construcție în biserici. Immediately I said, there's my answer. Și imediat am zis, acesta este răspunsul meu, Doamne. I'm going to ask again. Voi întreba din nou. I'm going to send them pictures that the church is already doing something about it. They're being faithful. Voi trimite poze, aceste poze care le-am primit la acel institut și le voi arăta că acei oameni au fost credincioși. I thought, typed up an email, said, the church is being faithful with what they have, let's help them with what we have. Și am scris în email, biserica este credincioasă cu ceea ce au, haideți să le dăm și noi ceea ce avem. You can see that with their own money they bought these big beams. Puteți să vedeți că cu proprii lor bani, cu propria lor sumă de bani au cumpărat ceea ce vedeți în poze. Again, I typed, let's help them. Și din nou am scris, haideți să-i ajutăm. I got an answer back 2 days later. Și am primit un răspuns 2 zile mai târziu. We will help! Vom ajuta! Amen! So here's the point, Pastor Vasily. Hundreds, thousands of miles away, you and your church were being faithful. Și vreau să spun ceva, frate Vasile, la sute de mii de kilometri distanță de noi. You were doing what you could do with what you had. Tu și biserica ta ați fost credincioși și ați fost credincioși în lucrurile pe care le aveați. In the meantime, thousands of miles away. Între timp, sute de mii de kilometri. I was being faithful. Eu am fost credincios. Doing what I could do on your behalf. Și făceam ce pot să fac pentru tine. They said they would send $5,000. Ei au spus că vor da $5,000. 6 weeks went by. Au trecut 6 săptămâni. It had not come. Și n-am primit acei bani. I picked up the phone this time. Am luat telefonul de data aceasta. I didn't send an email. N-am mai trimis un email. I called the man. Și am sunat pe acel om. And I said, where's my money? Și l-am întrebat, unde sunt banii mei? I was nicer than that. Eram mai drăguț decât. I was like a politician. Sunam ca un politician. He said it's on the way. Și mi-a spus că banii sunt pe drum. About a week later. Și după o săptămână, I got a check in the mail. Am primit un check. It was for $3,500. Și pe check scria $3,500. Not $5,000. Nu $5,000. So once again, și încă o dată, I'm praying. Mă rugam. God, what am I going to do? Doamne, ce o să fac? I promised. Am promis $5,000. $5,000. So, așa că, I was preparing to go to West Africa. Mă pregăteam să plec în Africa. I was not planning on coming here. Nu plănuiam să vin aici. Lance and I were going to go to West Africa and home. Eu și Lance plănuiam să mergem în Africa și să ne întoarcem direct acasă. Then I believe the Holy Spirit spoke to my heart. Dar cred că Duhul Sfânt a vorbit inimii mele. And he said, ask your church for $1,500 that you need.